Bună ziua, stimați domni, stimate doamne, bine ați venit la conferința de presă, în timpul căreia domnul președinte Andrzej Duda și doamna președinte Maia Sandu vor face declarații. Domnule președinte, vă rog să rostiți declarația. Bună ziua, stimata doamnă președinte, stimați domni, stimate doamne, cu mare bucurie am întâmpinat doamna președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu, în Varșovia, în timpul acestei vizite statale. Mă bucur foarte mult că doamna președinte a venit la noi și că această vizită a putut să fie desfășurată, cu atât mai mult că, așa cum se știe, peste 20 de zile în Republica Moldova se vor desfășura alegerile parlamentare, ceea ce este foarte important pentru dezvoltarea ulterioară a țării. Acest timp pentru doamna președinte este un timp foarte special, când, într-adevăr, este foarte mult de lucru și foarte multe se întâmplă în țară. Cu atât mai mult sunt recunoscător pentru această vizită a doamnei președinte. Este prima vizită oficială în calitate de președintele Republicii Moldova. Astăzi am vorbit despre lucrurile care sunt cele mai importante pentru noi, pentru colaborarea noastră. Bineînțeles, ținem pumnii ca aceste alegeri care se apropie să aibă ca rezultat alegerea majorității parlamentare, care va permite stabilizarea țării pe viitor și care vor permite să desfășoare reforme în Republica Moldova, cele care sunt necesare pentru dezvoltarea economică, pentru atingerea standardelor democratice, pentru, de asemenea, aprofundarea, zidirea statului de drept în Republica Moldova, pentru că este foarte important pentru dezvoltarea regională de care Republica Moldova are mare nevoie. Aceste alegeri vor fi în prima jumătate a lunii iulie, de aceea în curând și sper și peste, după alegeri vom putea să contăm pe următoarele etape ale colaborării cu doamna președinte. Eu, din partea poloneză, astăzi am oferit un sprijin, bineînțeles, care nu constă numai în faptul că ținem pumnii ca aceste alegeri să aibă un rezultat cât mai bun, să fie o majoritate parlamentară stabilă cu care doamna președinte va putea să realizeze sarcini statale, dar am oferit și sprijin din partea Poloniei prin împărtășirea cu experiența noastră pe care o avem în mai multe schimbări democratice, în clădirea autorităților locale sau în lupta cu corupție. Avem o experiență vastă și modificările în ultimele trei decenii din Polonia duc la niște efecte foarte vizibile astăzi. De aceea am spus doamnei președinte că suntem gata să împărtășim această experiență de a noastră, arătând ceea ce este mai bun din această perioadă și ceea ce a adus niște rezultate bune și arătând și ceea ce nu am reușit să facem pentru ca Republica Moldova să știe să evite unele acțiuni care nu sunt necesare, ceea ce va permite o dezvoltare accelerată a țării în viitor. Dar am spus de asemenea că Polonia, care aproape este vecina a Republicii Moldova, întotdeauna vom fi alături comunității naționale din Republica Moldova. Suntem absolut de părere că este necesară menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova în granițele care sunt recunoscute pe plan internațional. Este un lucru fundamental. Întotdeauna vom sprijini Republica Moldova în toate activitățile care vor duce la această integritate și care vor duce la faptul că situația în țară va fi mai stabilă și Republica Moldova prin aceasta va deveni o țară mai puternică, mai integrată.
ceea ce are o semnificație fundamentală. Am mulțumit de asemenea doamnei președinte pentru grija de minoritatea poloneză care trăiește în Republica Polona. Avem mai multe organizații, peste 1000 de persoane învață în fiecare zi limba polonă. Avem și preoți polonezi și de asemenea călugărițe poloneze. La Chișinău recent a fost de asemenea deschis monumentul Mickiewicz și avem mai multe domenii comune. Am spus de asemenea doamnei președinte că doamna președinte poate conta pe sprijinul nostru, al meu, în mai multe instituții de care Polonia face parte. Vom avea președinția în OECD. De asemenea, suntem membru al grupului de la Visegrad. Am vorbit despre colaborarea în cadrul inițiativei celor trei mări. Republica Moldova încă nu este membra a Uniunii Europene, dar este asociată cu Uniunea Europeană, este membra și a parteneriatului estic, care colaborează strâns cu Uniunea Europeană și există o formulă de colaborare între țările inițiativei celor trei mări și Republica Moldova. De aceea am îndemnat pe doamna președinte pe viitor că poate să mizeze pe sprijinul nostru pe toate forumurile internaționale. Eu am posibilitatea să merg și în Organizația Națiunilor Unite sau în alte instituții ale Uniunii Europene unde ne avem reprezentanții în legătura cu cele spuse anterior. Aș dori ca doamna președinte să ne plece din țara noastră fiind certă că Polonia este o țară prietenoasă care cu siguranță va sprijini toate procesele democratice din Republica Moldova, va sprijini cei politicieni care vor ca Republica Moldova să fie democratică, să colaboreze cu celelalte țări din Uniunea Europeană, care vor ca acolo să se aprofundeze procesele democratice și unde națiunea decide despre soarta țării și în care doresc ca cei care sprijină această integrare europeană să fie la putere. Sper ca doamna președinte, după ce va părăsi Polonia după această vizită, va avea senzația, certitudinea că este o țară prietenoasă și că Polonia este locul în care Republica Moldova întotdeauna își va găsi sprijinul. Încă o dată, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru această vizită la noi și sper că această colaborare, datorită dumneavoastră, doamnă președinte, datorită acestei vizite care are o semnificație foarte mare pentru mine, mai de mult n-am avut președintele Republicii Moldova în țara noastră, acest lucru arată o nouă deschidere în colaborarea noastră și este Republica Moldova care zâmbește, care este bucuroasă. Sper că această colaborare să fie continuată și, doamna președinte, puteți să mizați pe sprijinul nostru. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și acum cer să își spună declarația doamna președinte Maia Sandu. Bună ziua, stimate domnule președinte Duda! Vă mulțumesc pentru invitația de a vizita țara dumneavoastră și pentru discuția deschisă pe care am avut-o în această dimineață. Sunt onorată să fiu astăzi aici. Primirea călduroasă e o dovadă a deschiderii țării dumneavoastră pentru consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Polonia. Și noi împărtășim această dorință. Prețuim mult continuarea și dezvoltarea relațiilor dintre țările și cetățenii noștri, relații care au o istorie bogată de sute de ani. După cum cunoașteți, domnule președinte, Republica Moldova a ales să ia calea modernizării europene. Cetățenii țării noastre au confirmat în repetate rânduri această alegere. Votul pentru mine, în calitate de președinte, e o dovadă a acestui fapt. Și sunt încrezătoare că la alegerile din 11 iulie vor reconfirma acest parcurs.
Menționez aici aprecierea pentru disponibilitatea autorităților poloneze de a sprijini organizarea votului pe 11 iulie pentru cetățenii noștri stabiliți în Polonia. Colaborarea cu Polonia în vederea modernizării Republicii Moldova și avansării țării noastre pe calea integrării europene este foarte importantă pentru noi. Avem de învățat de la dumneavoastră. Republica Moldova are o agendă complexă cu Uniunea Europeană bazată pe prevederile acordului de asociere. Apreciem sprijinul consecvent al Poloniei pentru aspirațiile europene ale țării noastre și pentru susținerea de a include Moldova în programele de asistență europeană. Menționez aici și importanța planului de redresare economică în valoare de 600 milioane de euro oferit recent țării noastre de către Comisia Europeană, care ne va ajuta să relansăm economia, să susținem antreprenorii mici și mijlocii, să creăm locuri de muncă în țară. La fel, Polonia este una dintre statele fondatoare ale Parteneriatului Estic, platformă în care Republica Moldova participă cu succes de mai bine de 10 ani. Contăm pe sprijinul și viziunea Varșoviei pentru a consolida cooperarea în cadrul parteneriatului, dar și a asigura o apropiere mai mare dintre Bruxelles și țările partenere ale Parteneriatului Estic, mai ales state ca Republica Moldova, Georgia și Ucraina, care au aspirații mari vis-a-vis relațiile și procesele de asociere cu Uniunea Europeană. Totodată, Republica Moldova este pregătită să se implice și în alte inițiative de anvergură, inițiative regionale. Urmărim cu interes evoluția inițiativei celor trei mări, o platformă regională care urmărește să consolideze conexiunile de infrastructură și potențialul economic al țărilor din spațiul dintre Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică. Credem că participarea Republicii Moldova în această inițiativă ne va permite să ne conectăm mai rapid la rețelele de infrastructură europene și ar putea deveni un factor suplimentar de stabilitate la hotarele Uniunii Europene. Polonia este o sursă importantă de securitate în regiune. Am dorit să consolidăm colaborarea dintre țările noastre în domeniul securității, inclusiv în domeniul securității cibernetice. În același timp, experiența de dezvoltare a Poloniei este foarte prețioasă pentru Republica Moldova. Suntem interesați să preluăm bunele practici ale Poloniei în domeniul agriculturii, dezvoltării locale, administrării fiscale și transformării digitale a serviciilor publice. În acest context, avem un bun potențial de colaborare în domeniul modernizării agriculturii, dar și de consolidare a schimburilor de bune practici dintre autoritățile publice locale din Republica Moldova și Polonia, la nivelul voievodatelor și agențiilor de dezvoltare regională. Apreciem mult, în acest sens, includerea Republicii Moldova în lista statelor recipiente de asistență poloneză de dezvoltare, pe platforma Polish Aid și prin intermediul Fondului de Solidaritate al Poloniei, care realizează în țara noastră numeroase proiecte în domeniul agriculturii și dezvoltării locale. Domnule președinte, după cum am spus și la începutul mesajului meu, oamenii noștri au avut o relație bogată de vecinătate timp de câteva sute de ani. Iar astăzi, țările noastre au ocazia să colaboreze pentru a oferi cetățenilor o șansă la viață pașnică și prosperă. Polonia este o țară parteneră de încredere pentru Republica Moldova, aliată și susținătoare a demersului nostru european și o sursă importantă de stabilitate, creștere economică și modernizare la nivel regional. Îmi doresc ca în procesul nostru de modernizare și Republica Moldova să contribuie la consolidarea stabilității și afirmarea valorilor europene în regiunea noastră. Dorința mea este ca relațiile dintre țările noastre să evolueze în continuare, în interes comun și spre beneficiul cetățenilor țărilor noastre. Vă mulțumesc!
Dziękuję bardzo pani prezydent. Szanowni państwo, na tym kończymy. Zapraszam panią prezydent, pana prezydenta do wspólnego zdjęcia. Bardzo dziękuję.